dragilor, ce faceți? Bonjour, bună dimineața, mă rog, la mine încă este dimineața. Mă prezint astăzi în fața voastră în această minunată splendoare, pe care știu că sunteți invidioși și invidioase. Sunteți absolutamente devastați de felul în care arăt, nu-i așa? De cât de bine arăt? Este la curent. Și am zis că oricum îmi las părul să se usuce natural, și de ce să nu începem clipul ăsta? De ce ne-ar împiedica? Da, în ultima vreme pățesc ce am pățit și anul trecut, dacă vă amintiți, în vlogul în care am fost la mare, vă povesteam că la fel, eram în duș, sau nu, nu eram în duș, eram în baie și mă epilam pe brațe și pe antebrațe și mi s-a luat curentul, în timp ce eu aveam crema pe mână. A fost un vis, da, și acum mai am cicatricea de la aia, dar astăzi la fel, eram în duș și mi s-a luat de vreo două ori curentul cât eram în duș și după aia mi s-a luat curentul când trebuia să mă usuc părul, sau. Așa, de ce ați venit astăzi voi aici la Încea? Nu ca să vă spun eu de penele mele de curent, ci să vă povestesc că am văzut o reclamă la TV, da, apropo de clipul meu cu reclame, vedeți? Am văzut o reclamă la TV și zic, interesant, ia să vedem noi, hai să vedem cum e produsul ăsta și vorbesc despre acest nou produs de la Nivea. 3-in-1 skincare cushion, îi zice. Ei spun că este cremă colorantă, o cremă colorată, care ar fi un fel de, cred, BB cream, CC cream. Dar nu, îmi place că se abțin de la a spune că este un fond de ten. Deși pe mine m-ar bătea gândul să-i zic fond de ten, dar nu e. Bun, și am văzut reclama și zic, Nivea, tu, ai scos un fond de ten. Again, în mintea mea era fond de ten. Ok, hai să vedem. Și l-am comandat și a venit și prin urmare îl testăm. Facem un first impression. Nu m-am atins de el, nu l-am scos din cutie, nici nu știu cum arată. Știu că cei de la Nivea unul sau două BB cream-uri pe care eu nu le-am mai folosit. Nu le-am folosit niciodată. Am folosit drugstore, cred că am folosit două BB cream-uri și m-am lecuit. Nu mi-au plăcut și n-am mai încercat nimic altceva de la ei. Dar astăzi încercăm acest cushion. Am dat și eu să văd ce părere are lumea despre treaba asta. Am intrat pe net și am văzut că pe YouTube românesc numai Elena, de la Secretele Elenei, a făcut un clip despre, dar n-am intrat exact să văd care sunt părerile ei, ca să nu mă influențeze. Am vrut să văd dacă cineva a mai vorbit despre treaba asta. So, hai să vedem. Eu l-am găsit pe Notino. Și faza a fost în felul următor. Când l-am găsit eu, era 90 de lei. Acum este 85. Am verificat chiar mai devreme, înainte de a deschide camera. Este 85 de lei. Când l-am găsit eu, erau două nuanțe, adică închis și, și deschis. Și acum sunt trei. Anyway, nu contează. Chiar dacă vorbim despre un BB cream, chiar dacă vorbim despre fonduri de ten, chiar dacă vorbim despre fonduri de ten cu... a căror nuanță se adaptează la culoarea pielii, consider că nu este suficient. Trei nuanțe nu acoperă toate nuanțele de piele și mai mult nu acoperă toate subtonurile, pentru că avem subtonuri calde, subtonuri reci, nu toată lumea are același subton, majoritatea produselor sunt cu subton cald, poate unii au un ten neutru și nu li se potrivește nici una, nici alta, nu ai cum să-i excluzi. Aici ar trebui tras un semnal mare de alarmă pentru toate brandurile de cosmetice, că băi, nu este ok să vii cu două nuanțe, pare rău, da. Chiar nu e ok, sau chiar trei nuanțe, chiar dacă fondul ăla de ten se adaptează sau BB cream-ul ăla, nu contează. Ideea este că nu toți avem același subton al pielii, nu ai cum să excluzi și nu ai cum să vorbești în gura mare soții pe aia cu egalitatea între persoane și cu nu știu ce și cu libertate de exprimare și cu nu știu ce și tu să îi excluzi pe oamenii care au alt subton decât media generală dintr-o anumită regiune, știți? Nu este ok. Bun, închei acest rant, pentru că am vrut neapărat să fac chestia asta, pentru că ea nu știu câte oară, când intru pe net să cumpăr un produs sau intru să văd ceva,
Și mă lovesc de treaba asta și nu este admisibil. Și în special brandurile drugstore. Alea high-end au început să fie din ce în ce mai conștiente de treaba asta și încep să respecte treaba asta din ce în ce mai tare. Dar brandurile drugstore parcă nu văd și n-aud pe nimeni. Nu le interesează. Adică există două, trei fonduri de ten drugstore care vin dintr-o gamă mai largă și pentru că este mai populară. Acolo, da, găsești mai multe nuanțe, dar în rest, lăsând la o parte treaba asta, am zis că pe Notino este 85 de lei acum, găsiți 3 nuanțe, am înțeles că în DM, nu am fost eu, dar mi-a zis cineva, în DM este 70 de lei și, mă rog, depinde pe unde vă mai uitați voi, să raportat la faptul că este un produs drugstore, mi se pare destul de mult 75 de lei. Înțeleg că pentru Nivea este un concept nou, dar 75 de lei mi se pare cam mult. Ăla de la L'Oreal pe care îl foloseam eu și care îmi plăcea foarte mult și era drugstore și era L'Oreal, care L'Oreal să știm că este mai mult pe partea de make-up. Sau mă rog, este și pe make-up și pe skincare, dar nu știu, eu mă gândesc la Nivea ca la un brand de skincare mai mult, da? Nu mă gândesc ca la un brand de make-up pentru că Nivea are un BB cream, două. Adică nu pot să-l percep ca brand de make-up momentan. Dacă în viitor o să scoată încă 50 de produse de make-up, da, atunci e altă discuție. Dar Nivea pentru un brand de skincare mi se pare că a pulsat așa cu prețul ăstuia, știți? Chiar și 70 de lei, hello, cam mult, totuși e drugstore, vorbim de drugstore. Cu siguranță găsesc o variantă relativ similară prin Sephora, dacă e, la aceiași bani, nu? Așa că se pare puțin cam exagerat. Ăla de la L'Oreal era... Cât am dat ultima dată? Cred că e 55 de lei sau ceva în genul ăsta, știți? Dar totuși e L'Oreal și... Na, așa. Oricum mi se pare că drugstore-ul în ultima vreme a explodat foarte tare și cel puțin în următorii, nu știu, să zicem 3 ani, eu cred că nu o să mai vedem o diferență ca preț între drugstore și high-end sau, mă rog, astea de middle, așa, din Sephora și nu cred că o să se mai justifice de ce să cumpăr L'Oreal, Nivea sau alte chestii când aș putea să mă duc să-i iau ceva mai, nu știu, mai de calitate din Sephora, spre exemplu. Un alt lucru care îmi trecea mie prin minte, da, am scos povestea din ambalaj, din cutie. Da, zice că este îmbogățit cu formula Q10, celebra formula Q10 a celor de la Nivea, care este anti-aging. Și vedem imediat. Da, este conceptul clasic de... cushion. Așa. Aha. Nu are folia aia de protecție aici. Când deschizi asta, este direct produsul. Nu pot să zic că e neapărat o problemă. Parfumat, miroase, are mirosul ăla specific de Nivea, de cremă Nivea, are și burețelul ăsta cu care să îl aplici, are SPF 15, nu protejează nimic, SPF-ul 15, again. Bun, dar hai să-l testăm și vedem după aceea ce povestim. Mi-am curățat tenul, mi-am exfoliat tenul, cum fac întotdeauna, mi-am dat cu cremă, cu ser, am folosit exact aceleași produse pe care... le folosesc în general, n-am schimbat nimic. În general, când testez un produs nou, încerc să nu testez un alt produs nou ca să nu cumva să se bată, să se... ce bine stă părul, excepțional, nu mai pot. Ok, sunt sexy, da, știu. Și avem acest burețel care mie îmi place textura lui, e fină așa, dar am să-l aplic totuși cu burețelul meu de machiaj. Oglinda e ok. N-o să aplic primer pentru că vreau să văd cum se așează așa pe ten și vedem după aceea dacă o să aibă nevoie sau nu de primer, da? Deci hai să vedem care e treaba cu această cremă colorantă. Deci v-am arătat-o, este așa. Eu mi-am luat nuanța light pentru că v-am zis când am comandat eu erau doar două nuanțe care într-adevăr este relativ similară cu tenul meu. Și dacă uniformizează rușața pe care o am, e bine. Dar nuanța light, să știți că este destul de închisă. Adică văd o diferență aici. Și este foarte parfumată această cremă. Please.
Ah, by the way, observ încă ceva foarte interesant, apropo de ce am zis în alte clipuri, și anume că la acest produs sunt ingredientele pe site-ul celor de la Nivea. Bravo, Nivea! Bun. Parfumul este destul de intens. Cam prea intens pentru gustul meu. Zici că mi-am băgat fața într-o cutie din aia de cremă Nivea, așa. Așa se simte. Da, este într-adevăr luminos. Are o... o tentă așa luminoasă. Ceea ce, repet, s-ar putea să nu fie pentru tenul gras. Ei nu specifică că ar fi pentru, pentru ce tip de ten ar fi. În general, produsele cu Q10 de la Nivea sunt destinate persoanelor cu ten mai matur, cu ten deshidratat, adică cumva mergi pe firul logicii, că nu prea, nu prea se adresează persoanelor cu tenul gras. Stați un pic, cred că mă deranjează ceva. Da, nu știu dacă e vorba de faptul că stau eu aici. Sau este vorba de... Se pare puțin că am prea portocaliu. Again, am nuanța 01. Da? Light, medium. Acum, e bine că nu mi-a trecut prin cap să comand nuanța a doua. Apropo, când vedeți cu fond de ten și aveți altă nuanță a fondului de ten și se vede diferența, dați un pic și pe urechi cu ce rămâne, pe burete, știți? Sau pe... și aici după ureche, iarăși, e foarte important. Dați un pic și aici cu fond de ten. Nu de alta, mai ales dacă vă ridicați părul, se vede diferența foarte tare aici. Adică se vede ca și la gât. Așa că încercați să întindeți puțin fondul de ten și pe aici. Și dați pe ureche. Nu trebuie să îmbibați din nou purețelul ca să dați cu fond de ten pe ureche, dar un pic, un pic, ca să se mai difuzeze culoarea asta și să se ducă și către ureche. Că se văd urechile de altă nuanță, știți? Și ies în evidență. Și mai ales dacă ai și tendința să ai o piele foarte, foarte deschisă. Da. Haideți să aplic un pic și pe aici, că să... se pare o idee mai portocaliu. I don't know. Let's see. Da, pare cam portocaliu. Voi ce ziceți? Mie așa mi se pare că e un pic cam portocaliu. Bine, pe cameră s-ar putea să nu prindă întotdeauna, că am mai pățit chestia asta. Eu ziceam de un fund de ten că e prea portocaliu și toată lumea zice, a, e bine, e bine, e bine. Dar era de la lumină. Adică, așa. Stați să iau oglinda mea mai mare, ca asta nu e suficient de mare. Așa. Da, este luminos. Încă miroase foarte tare. Miroase fața la cremă Nivea. Îmi scoate puțin pori în evidență. Nu pot să zic că e, că blurează porii, dar măcar au uniformizat așa nuanța tenului. Hai să aplic pudră și anticearcănul și pudra și să vedem cum se comportă după. Cum, se, cum arată și povestim, da? Punem anticearcănul și puțină pudră. Vedeți ce diferență este între nuanța anticearcănului și a cremei? O să ies și afară la soare ca să văd exact care e treaba cu nuanța și vă zic. Și nu uitați de ce vă zic de multe ori în clipuri, când este diferența așa mare între anticearcăn și fondul vostru de ten sau cremă sau ce vă dați voi pe față ca să ca bază, luați partea aia de burete cu care ați aplicat baza, fondul de ten sau, în cazul meu, crema asta colorantă și difuzați linia asta aici, ca să nu se vadă o, o trecere prea bruscă de la nuanța asta deschisă la nuanța aia mai închisă, da? Difuzați bine. Ok.
puțină pudră, nu ne-o strică. O să vă trec toate produsele pe care le folosesc în descriere, la capul, bineînțeles, ca să nu mai stăm 1000 de ani să le enumerăm aici, dar în general sunt aceleași pe care le folosesc de în lume. Da, am fost afară să mă uit la lumină naturală, la, nu că aici n-aș fi lumină naturală, dar e mai puternic afară și am găsit un dor căcios. Am găsit un dor căcios. Ce faci, măi? Ce faci, măi? Și-a dat seama că a dormit fără mine și era puțin supărat. Da, ce faci, supărici? Ce faci tu? Mă împapi, am înțeles. Și nu poți tu să-mi prinzi degetul cum vrei tu și ești supărat, am înțeles. În caz că vă era dor de micul prinț. Da. E, pe cuvântul tău. Aoleu, dar sunt eu supărat, rău. Hai, te duci puțin jos, să te joci singur pe jos, fără să mă muști, ca să termine mami de filmat. Hai. Go. Așa. E, sigur. Ah, care ar fi șansele să nu mănânce mie picioarele? Spuneți-mi și mie. Așa. Bun. Am adus la lumină naturală să mă uit și, într-adevăr, este mai portocaliu, dar pentru mine, că sunt bronzată acum, e chiar nuanța perfectă. În niciun caz nu este light ăsta. Dacă aveți o nuanță foarte deschisă, spre exemplu, Eugenia n-ar putea să-l folosesc pe ăsta pentru că este mult prea închis pentru ea și plus că are subton rece. Și subtonul, am noroc că am subtonul cald, da, dacă aveam subtonul rece, ce făceam? Odată cu nuanța asta, deci asta nu este light, este undeva spre medium acolo. Asta înseamnă că celelalte două nuanțe sunt mai închise, mult mai închise, așa că be aware. Scoate pori în evidență destul de tare, adică nu-i blurează, nu prea face nimic în sensul ăsta, da? Deci dacă aveți multe imperfecțiuni ale tenului, vă ies porii așa în evidență, nu vă așteptați să-i blureze și încă este lipicioasă. Sunt vreo, nu știu, 15 minute de când am aplicat-o pe față și încă este lipicioasă, încă și o simt, adică simt crema asta pe față. Mama, lasă-mă și pe mine, te rog puțin. Și o simt pe față, o simt așa că am ceva lipicios pe față, am ceva gras pe față. Bun, senzația nu e deranjantă, doar că o simt. Și mai simt parfumul. Încă mă simt ca și cum mi-aș fi băgat fața într-o găleată cu Nivea. Adică, mie mirosul, să ne înțelegem, mie mirosul de Nivea îmi place, doar că nu aș vrea să simt cu fața mea, știți? Adică, dacă îmi dau crema aia de mâini, mi se pare perfect ok, dar nu să-l simt pe față. Da, bun, o să-mi termin machiajul, o să pun restul produselor pe față, mănâncă picioarele. Și vă revin cu impresii după restul. Și încă o chestie, să știți că nu acoperă destul de bine, adică are o acoperire medie chiar. Deci poate fi numit fond de ten fără nicio problemă, că eu am fonduri de ten care n-au acoperire asta cu său. Ceea ce nu mă deranjează, adică chiar îmi place, pe mine mă bucură, dar treaba asta cu porii, aha, și culoarea mi se pare puțin dubioșică și să sperăm că dacă mai scapă și de lipiciunea asta, dacă nu mai este atât de lipicios, e spre bine. So, îmi termin machiajul și vorbim după.
Ok. Cu mențiunea că încă am părul ud, da, mi-am terminat machiajul și am și un ruj care îmi place de mor, despre care am să vă vorbesc în clipul următor. Să stați pe aproape pe aici. Da, per total, mai, treaba asta în felul următor. Culoarea pentru mine este ok, dar mare atenție că s-ar putea ca multe să aveți probleme la culori. Asta odată. Felul în care s-au așezat produsele de machiaj pe față mi-a plăcut foarte tare, n-am avut probleme, nu s-a strâns pe nicăieri, mai ales în condițiile în care încă îl simt lipicios. Nu mi se pare că s-a strâns, n-am avut probleme la blending, n-arată rău. Tenul are așa un aspect luminos, într-adevăr, care îmi place foarte tare, pentru că știți că eu sunt uscată ca uiască și da. Ce mă deranjează cel mai tare este senzația asta lipicioasă. Mirosul a început să se mai ducă, nu mai este așa de intens, parcă nu-l mai simt atât de tare sau m-am obișnuit eu cu el, nu știu. Dar încă este lipicios. În rest, felul în care arată produsele aplicate peste este ok. Luminozitatea pe care mi-o dă este iarăși ok. Da, la culoare, acolo e o problemă și faptul că îți evidențiază puțin porii și că este lipicios. Peste treaba asta cu porii, cred că aș putea să trec, că na, folosim și noi un primer dacă e dedesubt și alte chestii. Oricum eu am porii puțin mai dilatați decât media normală a universului. Și acolo putem să folosim un primer, dar treaba asta cu lipiciune, sper să se ducă, să nu rămână așa de lipicios, pentru că overall, așa de la distanță dacă mai vedea, n-ai zice că, nu știu, e o cremă colorantă sau, mă rog, mie mi se pare că este totuși un fond de ten, n-ai zice că am machiaj pe față, adică arată bine, arată într-un fel bine, doar că, da, mă deranjează pe mine că e lipicios. Hai să vedem cum se comportă pe parcursul zilei. L-am aplicat la 11 fără 10, este 11 și jumătate, deci avem 40 de minute de când este pus pe față. Hai să vedem până diseară cum o să se comporte. Astăzi este o zi destul de călduroasă, chiar foarte. Deci o să vedem cum se comportă într-o zi din asta călduroasă și vedem ce putem să facem cu el mai departe. Cam atât pentru moment. Revin mai târziu cu un update. Approximately 10 hours later. Da, vă rog. Au. Vezi că e și urechea mea pe acolo, prin zonă. Mă lea și pe mine să vă finalizez ziua de azi, de filmat, și discutăm după aia, îți acord întreaga mea atenție. După aceea, ce zici? Mă lea? Poți să te joci cu altceva? Nu. Nu poate. Bun. Meanwhile, hello. Da. Am ajuns la magicul moment de seară, când vă spun că, în primul rând, din momentul în care filmam, a revenit pentru o bucată scurtă de timp, a revenit curentul și după aceea n-am mai avut curent, până pe la seara târziu, în orice caz. Și astăzi n-am putut să fac nimic din ce mi-am propus, pentru că avem niște chestii de făcut și, da, avem nevoie de laptop și de internet. Ceea ce mi-a fost puțin cam imposibil, neavând curent. Și așa că mi-am petrecut o parte din zi citind, dormind și curățându-mi unghiile, ca să le pregătesc să le fac din nou, cu o josemi. Revenind la motivele pentru care m-am așezat în fața acestei lumini excepționale, sau mă rog, în fața patului, în această lumină excepțională, am vrut să zic. Nu mai funcționează creierul. E 10 noaptea, ca să știți. Deci am aplicat alea pe la 11 fără 10, până la 10 noaptea. Sunt vreo 11 ore, să zicem. Aproape 11. Hai să zicem 10 ore. De când am aplicat povestea pe fața mea. Și trebuie lișa de cam așa. Mi s-a îngreșat foarte tare fața. Adică lucesc destul de mult.
pentru gusturile mele, îmi lucesc destul de mult, dar mă așteptam la treaba asta pentru că este un fond de ten, o să zic fond de ten, chiar dacă zic ei că e cremă colorantă, mie mi se pare ca textură că seamănă foarte bine cu fond de ten și atunci zic fond de ten. Mă așteptam, fiind hidratant, fiind pentru ten mai uscat, fiind cu SPF 15, m-am așteptat să fie mai lucios și a fost și o zi foarte călduroasă. N-am aplicat pudră pe parcursul zilei, n-am reaplicat pudră. S-a mai luat în zona Burpee, pe lângă nas. Mi se pare că mi s-a strâns aici pe frunte, unde mă încrunt eu tot timpul, s-a strâns puțin. Nu pot să zic că e excepțional felul în care arată, nu m-a dat peste cap. Da, n-am neapărat un verdict clar despre produsul ăsta, nu știu dacă e rău sau e bun. Putem să luăm așa, hai să analizăm. Deci, ce mi-a plăcut la el, că îți dă luminozitate, că uniformizează tenul, acoperă destul de bine pentru o cremă colorantă, acoperă destul de bine și că, nu știu, rezistă relativ ok, rezistă decent, adică rezistența este medie, n-aș putea să zic că e mare și că e extraordinară, dar na. Așa, lucrurile negative ar fi, sunt luându-o așa, cu începutul, prețul, care mi se pare prea mare pentru Nivea și pentru drugstore, pentru un produs de genul ăsta. După aceea, mirosul, nu, prea mult, too much. Ce nu mi-a mai plăcut, culoarea. Pentru un light medium mi se pare foarte închis și, mă rog, nu foarte închis, dar este mai închis și mi se pare prea portocaliu, da? Dacă ai tenul, nu știu, cu subton neutru, ce faci? Așa, îți evidențiază porii și ce ar mai fi în perspectiva negativă? Că e lipicios, adică senzația de lipici, așa lipicioasă a rămas cam pe tot parcursul zilei și acum chiar abia aștept să mă duc să mă demachez, că era să mă duc să mă demachez și să uit. Senzația aia rămâne pe față și rămâne cumva lipicios și pe măsură ce începe să ți se îngrașe tenul, îl simți ușor încărcat. Nu e o senzație extrem de deranjantă, nu e un disconfort masiv, dar este. Așa. Deci cam asta ar fi de principiu. Da, nu știu ce să zic. Adică, pe de o parte îmi place, sunt chestii care îmi plac la treaba asta, la fondul ăsta de ten, dar pe de altă parte mă gândesc că nu prea merită pentru că, în primul rând, ai fonduri de ten la prețuri mai mici care fac niște lucruri mai bune, cel puțin nu se evidențiază porii și nu te fac să lucești așa tare și, în al doilea rând, nu știu, mă deranjează cu treaba asta cu culorile, iară foarte mult. Nu e un produs rău pe care să-l exclud din start, dar nici nu m-aș hazarda. Adică dacă ar fi să-l recumpăr, nu l-aș recumpăra. Nu m-ar da pe spate să-l recumpăr. Da, acum că îl am, o să-l mai folosesc și cu siguranță o să-l folosesc până la termin, dar nu mă hazardez în a-l recumpăra. Cu siguranță l-aș recumpăra pe ăla de la L'Oreal, nici nu știu dacă mai e pe piață, că nu am mai auzit nimic de el, ar trebui să-l caut, că ăla mi-a plăcut foarte tare. Ăla, spre o deosebire de ăsta, mi se părea că făcea o treabă mult mai bună, se așeza mult mai bine pe față. Uitați, hai dacă e să facem o paralelă între ele. Ăla parcă nu avea acoperire atât de mare, însă senzația era foarte lejeră pe față, foarte plăcută pe ten. Și îți dădea așa o strălucire naturală. Nici ăla nu era foarte rezistent, dar nu-ți simțeai tenul încărcat cu el, știți? Cam asta ar fi ideea. Da, de principiu cam atât pentru seara asta. Nu închidem clipul ăsta aici, că mai am o mică surpriză pentru voi. Mă rog, surpriză, e mult spus surpriză. Mi-a venit mie o idee în momentul în care am făcut, când am comandat fondul ăsta de ten, am zis să mai comand ceva ca să-l compar. So, ne vedem în 5 secunde. 2 seconds later. Hello! Ce faceți?
Dacă auziți niște zgomote de fundal, vă rog să le ignorați, pentru că este micul prinț care este hiperactiv. Acum și vrea neapărat să-și întrețină atenția și numai aici, poate. Am încercat să-l dau în parte, el altul nu vrea. Nu, vrea cu mine. So. De ce continuă clipul ăsta? Pentru că m-am gândit eu așa. Deci, ieri am vorbit despre produsul ăsta de la Nivea. Nivea Cushion, care este cremă colorantă 3-in-1 Skin Care Cushion cu Q10, la 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 la. Așa. Și uitându-mă eu după produsul ăsta, am dat prima dată de BB cream-ul de la Nivea, pe care v-am zis că eu nu l-am încercat și mi-am gândit eu, ce-ar fi dacă aș testa și BB cream-ul ăsta și l-aș compara? Să vedem care este diferența între ăsta și un BB cream clasic, pentru că ăsta este 85 de lei, după cum v-am spus, iar acesta este 23 de lei. Atât am dat acest produs. Și să vedem de unde diferența aia de 52 de lei la ăsta, dacă există. Uitându-mă așa pe ingrediente, văd că ăsta are apă, glicerină, pigmenți minerali, talc, așa, pe când ăsta începe cu apă, dimeticon. Așa că aveți grijă că dacă sunteți sensibile la dimeticonă, e nasol. Bun, și ăsta zice că este 5-in-1 Day Cream BB, 24 Hour, cu ulei bio de jojoba și pigmenți minerali. Este tot pentru ten deschis, pentru că am luat cea mai deschisă nuanță și are SPF 20. Asta v-am zis că are SPF 15. Așa, pe comparație. Da, mami! Vrea și el să vă zică ceva. Na, poftim, zi. Nu mie, la cameră, spune. Aha, o mușc pe mami în fiecare zi. Am terorizat-o, am făcut o sită pe mami. Atât am mușcat-o, de-aia am făcut o sită. I-am făcut degetele sită. Nu mai poate. Atât de mult am mușcat-o. Dar eu tot vreau să o mușc. Da. Asta vreau să spun. Acum, mă las și pe mine să filmez? Nu vrei tu să mai dormi frumos așa cum dormea ea cu 5 minute, ca un prinț așa frumușel și arătai acolo ca o pictură rupestră? A? Nu vrei? Nu. Ok, mă duc la Bona lui Tarzan să-l întrețină puțin. Nu, că nu e chip să duc clipul ăsta la capăt dacă e aici. Că mă mușcă, dar nu pot să stau. Bun, deci... În mintea mea sunt foarte similare astea două. Cel puțin la ambalaj, la chestiile pe care le spun. Ok, ăsta e cu Q10, ăsta e cu ulei bio de jojoba. Whatever, who cares. Ăsta ține 24 de ore, ăsta ține 24 de ore. Ăsta e 5-in-1, ăsta e 3-in-1. Who cares? Again. Da? Deci hai să vedem care e treaba. Mă gândeam eu, într-o lume ideală, să pun pe jumătate de față unul și pe jumătate de față celălalt. Da. Hai să vedem cum sunt și culorile. Am pus cam mult. Așa. Stați că am pus cam un multicel. De data asta nu m-am dat cu cremă. Mi-am dat doar cu ser pe față și n-am mai dat cu crema mea. Ca să nu mai lucesc, pentru că o să ziceți că da, lucești pentru că ți-ai dat cu cremă. Cu cremă cred că trebuie să-ți dai tot timpul. Știți care e prima diferență pe care o observ eu? Deși BB cream-ul este la fel pentru ten. Deci, mă, ten deschis. Nuanța e diferită. Și vă arăt imediat ce vreau să spun. Deci, ăsta este diferit. Vedeți? Ignorați faptul că am pus atât de mult BB cream. Ăla este mai rozaliu, așa, mi se pare un pic cenușiu chiar, iar ăsta este, după cum deja am discutat, portocaliu. Mi se pare diferență de culoare foarte mare, prin urmare nu pot să aplic jumătate de față unul și pe cealaltă jumătate celălalt. Jesus Christ, creierul meu. Nu, astăzi nu e. Ziua aia. Nu-i bună. Bun, și atunci ne vom rezuma la BB cream. Și oricum, având deja concluziile trase în mare pentru acel fond de ten, cred că pot să-l compar destul de bine cu BB cream-ul. Bun, ia hai să vedem. O să-l aplic tot cu burețelul. Că așa mi-e mie mai simplu. Și mi se pare mai ok cu burețelul decât cu degetele. Oh, sunt superbă cu zulufii ăștia. Așa, da, sunt excepționale.
Mamă, și ăsta miroase foarte tare, tot așa, cremă, Nivea. Oh. Hai că e din ce în ce mai bine cu părul. De la ieri până azi, da, se vede o involuție grozavă. E din ce în ce mai bine. Prepare to be scared. Ca să spunem așa, dar astăzi măcar l-am prins. Că ieri nu mi-a trecut prin cap. De fapt era ud și mi-a rasilă să-l prind. Bun, acoperire. Bună, 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 bună și mi se pare că e la fel de bună ca cealaltă, ca la fondul de ten. Am stabilit, da, că la ăla ne referim ca la fondul de ten. E bună, e similară. Sper să nu zic prostii, dar parcă blurează mai bine porii. Nu știu, așa mi se pare mie. Și deși nuanța aia este mai portocalie, am senzația că tot asta mi se potrivește un pic mai bine. Având și un pic de pigment roz în ea. Știți de ce? Se uniformizează mai bine cu gâtul care nu este bronzat la mine. Dar știu că arăt puțin așa în 17 nuanțe, dar se lavi. Încerc să nu mă bronzez pe față și pe decolteu, dar nu-mi iese de fiecare dată. Bun. La fel, este foarte luminos ca și fondul de ten. Este foarte luminos și așa, mi se pare foarte similar până aici. Adică e foarte luminos, acoperirea este relativ similară, mirosul este la fel, la fel de puternic. Parcă blurează porii un pic mai bine, dar s-ar putea să o înșel. V-a zis, o să mă duc și la lumina naturală și vă zic. Da. Pare foarte similar și se simte la fel. Știți senzația aia ușor lipicioasă despre care vă vorbeam? Este, e prezentă. De-aia am vrut să fac comparația asta, pe lângă faptul că am vrut să fac un first impression, am vrut să fac și comparația asta pentru că vizual așa mi se păreau foarte similare și înțeleg, ok, bine, marketing și gamele și chestii și nu știu ce, înțeleg treaba asta, dar da. Mă termin de machiat, mă piaptă și revin cu impresii. Dar până acum este la fel de lipicios. Ca și fondul de ten, strălucește la fel, este strălucirea aia, așa, luciolă, așa, natural, care îmi place că na, am ten uscat. Da, arată relativ similar, v-am zis. Acoperirea la fel, mirosul la fel, relativ similar. So, hai să vedem cum se comportă celelalte produse pe față și vorbim mai încolo. Vedem și dacă oxidează, că s-ar putea să oxideze. Parcă a început să oxideze. Apropo, celălalt n-a oxidat. Sau ce, nu, dacă a oxidat, nu a fost o chestie prea sesizabilă încât să-mi atrag atenția. Ok, am zis să continui clipul ăsta în stil de vlog, dacă tot am ținut-o așa. Da, mi-am terminat machiajul. Tot decurs foarte ok. Mi se par foarte similare cele două produse. Până acum n-am văzut nicio diferență majoră. Adică este la fel de luminos acest BB cream. Ziceam de por că nu evidențiază, ba da, e scoate în evidență. Și ăsta nu s-a oxidat. Știți că mi-am pus o glită aici pe geam. Așa. Nu s-a oxidat. S-a întins bine, are acoperire bună, similară cu cea a fondului de ten, arată aproape la fel, adică aproape totul e la fel. So, da, este un 12 și jumătate acum și astăzi, în principiu, am un plan să stau toată ziua în fața laptopului, cam multă treabă. So, nu cred că o să fac mari chestii așa, experimentale. Diseară aș vrea să fac niște poze, să vedem dacă rezistă. Da, nu văd diferențe majore. Și nu văd de ce ar costa ăla
85 de lei și 123. Adică mi se par, până la momentul actual, mi se par foarte similare. Să vedem însă cum rezistă asta, pentru că celălalt a rezistat destul de bine, mi s-a părut că a rezistat destul de bine și că s-a prezentat decent la final de zi, dar hai să vedem și asta cum se prezintă. Și în rest, da, cam astea sunt update-urile, nu știu ce să vă zic mai mult. Deci v-am zis, miroase la fel de tare, încă este și asta un pic lipicios, miroase la fel de tare, consistența ca și cremozitatea este la fel, culorile diferă puțin, într-adevăr. În rest, nu prea văd mari diferențe. Dar vă țin la curent pe parcursul zilei. See you later, alligator. Ciao. Hello din Grota Portocalie. Da, mă prezint în seara asta tot de aici și e mai târziu decât a fost aseară, dar am venit cu final thoughts about this situation. Nu știu când observați voi, dar lucesc foarte tare. De fapt, lucesc la fel ca și ieri. Basically, nu este prea mare diferența. În afară de culoare, nu este diferență prea mare între cele două produse. Lucesc la fel, miros la fel de tare, sunt la fel de lipicioase, acoperă cam la fel, acoperire bună, dar cam la fel. Atâta doar că BB cream-ul ăsta are așa un pigment, v-am zis, puțin altfel, adică culoarea este puțin diferită și pare puțin mai naturală în momentul în care a venit, sau cel puțin pe mine, părea mai naturală decât cealaltă. Ambele scot în evidență porii. Da, cum să zic, nu știu, mi s-a părut că sunt cam la fel. Deci asta mi s-a părut că sunt dată cu aceeași chestie cu care m-am dat și ieri. Și senzația aceea de gras și de încărcat este la fel și acum. Deci sunt foarte similare aceste produse și, prin urmare, dacă vă bate gândul să dați 85 de lei pe cushion, puteți să vă abțineți și să dați doar 23 pe celălalt, că e exact aceeași poveste. Da, și aveți și mai mult produs în ăla de 23. Hei, lasă fundalurile, pui! Ma. Deci e un năzdrăvan de nu se poate. Așa. Da, cam astea ar fi părerile mele despre aceste produse. Mi se pare că lucesc foarte tare. Am stat toată ziua în căldură și am stat, cum am zis, în fața laptopului și mustură ochii de nu mai pot. Mai am ceva de lucru, încă n-am terminat, dar ca idee am vrut să închei clipul ăsta ca să mă apuc să-l și editez odată ce termin de lucru. Cam asta ar fi. Concluziile finale despre cushion în mod special. Nu e un produs rău. Adică nu, sub nicio formă nu pot să spun că, vai doamne, este oribil sau așa, dar nici nu mă dă pe spate. Adică l-aș lăsa deoparte oricând pentru orice alt produs. Nu e... Nu am simțit nimic diferit și mai ales după ce am aplicat și BB cream-ul ăsta, chiar nu mi s-a părut cu nimic mai special, doar faptul că este într-un ambalaj care arată altfel și e drăguț, ok, dar nu mi s-a părut sub nicio formă că este deosebit. Nu e un produs rău, repet, ar putea să fie și mai bun dacă nu ar fi atât de lipicios și dacă nu ar fi atât de parfumat în primul rând și eventual dacă mai avea și mai multe opțiuni de culori, ar fi și mai bine, dar pentru că nu, e un produs banal. Deci nici nu pot să pun altfel decât că este un produs banal. Și BB cream-ul este cam în aceeași tendință, doar că să zicem că de la BB cream nu aș fi avut atât de multe așteptări. De la cushion, că e o nouă realizare cică și că ar fi trebuit să fie diferit, mă așteptam să fiu puțin altfel. Dar, da, ce vrei? De ce? De ce mă muști tu pe mine? De ce mă muști tu pe mine? De ce nu te poți duce să o muști pe Miții, spre exemplu? Nu că Miții nu mă iubește și Miții este o rea și pe Miții nu. Așa.
Da, deci cam astea ar fi concluziile mele finale. Nu știu, dar spuneți-mi și voi dacă ați încercat produsul ăsta. Eu acum că l-am o să-l mai folosesc să văd ce părere am, mai, să văd dacă îmi mențin părerile sau dacă mi se schimbă pe parcurs, dar v-am zis, dacă mi se termină, chiar și BB cream-ul, nu dau o fugă în magazin să le cumpăr. Nu mă agit atât de tare ca să le cumpăr. So, astăzi în fise, vă pup, spuneți-mi dacă voi ați încercat BB cream-ul sau chiar și cushion-ul, cum vi s-a părut, dacă vă place, dacă nu vă place, ce vă place, ce nu vă place la el sau la ele. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să veniți pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Cam atât pentru astăzi, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!